Primarul municipiului Suceava, Ion Lungul, a cerut președinților și administratorilor asociațiilor de proprietari din oraș să hotărască dacă societatea de termoficare va mai furniza încălzire în sistemul centralizat. Primarul Ion Lungul a precizat că sezonul rece, conform legislației în vigoare, s-a încheiat la 15 aprilie, dar a atras atenția că urmează o perioadă cu temperaturi scăzute. Nu pot eu să decid cât mai de căldură, deși sezonul rece în România, adică data de 15 octombrie până pe 15 aprilie. Faptul că se anunță, așa spune și la televizor, un val de aer polar în perioada următoare, în aceste zile. Dumneavoastră decideți, mai dă sau nu mai dă căldură? Dacă se dă căldură, dumneavoastră, mă rog, pe timp de noapte, dacă o folosiți, dacă nu vreți să o folosiți, închideți la baza blocului, la gigacalorimetru, cum considerați? Domnul viceprimar, mi-a o statistică aici, în care arată că temperaturile sunt foarte mici în zona sărbătorilor de Paște. Eu zice să luăm o hotărâre rațională, ca nu se trezăm peste două zile, spune, da, domnule, dar e frică afară, porniți înapoi centrala, că nu ne putem nici acolo juca de... nu știu, cum spuneți dumneavoastră. Pe aici arată în felul următor. În această săptămână coboară temperaturile până la 2 grade săptămâna asta și săptămâna viitoare, dacă mă uit bine aici, pe 30 a 4 vor fi 2 grade noaptea, pe 1 a 5 a 3 grade noaptea. Sigur că și eu, dintr-un punct de vedere, spun că 15 aprilie, totuși avem 6 luni de încălzire. De la 15 octombrie la 15 aprilie sunt 6 luni. Unii dintre șefii asociațiilor de proprietari nu s-au arătat de acord cu sistarea încălzirii, arătând că sunt familii de persoane în vârstă sau cu copii mici care se plâng de frigul din case. O soluție ar fi închiderea gigacalorimetrelor de la fiecare scară de bloc în casă. Cei care se opun ca să se dea măcar noaptea căldură când vor fi 2 grade, să precizeze dacă au copii mici sau nu. Să nu hotărască ei oamenii în vârstă cu celor care... Am prezent că nu stau prin la asociații. Când nu este căldură, sună la asociații și se întreabă de ce nu-i căldură. Respectăm 15 aprilie și gata, toată lumea trebuie să spui o plată. În cele din urmă, primarul Ion Lungul a cerut votul șefilor de asociații de proprietari. Cu o majoritate de peste 90%, președinții și administratorii asociațiilor de proprietari au decis sistarea furnizării încălzirii în sistem centralizat. Să punem la vot pentru că, repet, sunt oameni care în vârstă, care doresc căldură țin de noapte, sunt copii la școală care doresc căldură, asta e situația. Deși, în vată, repet, sezonul rece s-a încheiat practic la data de 15 aprilie. Pentru suspendarea încălzirii, cine este pentru? Hai, numărați-vă! Da, nu cităm și în iunie, dar mai mult din 3 zile, dăm din nou și în iunie. Compania Termonet va notifica producătorul de energie termică Bioenergie Suceava cu privire la această decizie luată de șefii asociațiilor de proprietari.